Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună seara și bine ați revenit la o nouă seară, în mod sigur una spectaculoasă de Fanatic Superliga, aici în exclusivitate la Prima Sport 1. Vă prezint repede invitații pentru că nici nu știu câte putem să încadrăm în doar 15 minute, să nu uităm în aproximativ o jumătate de oră. Începe ceea ce se poate numi liniștit finala campionatului, partida de la Cluj dintre CFR și FCSB, locul 1 și 2, într-adevăr însă la o distanță foarte mare de 10 puncte, FCSB-ul de cei de la CFR. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Te salut, Mihai. Bine ai venit. Viorel Moldovan, expertul nostru, nu are nevoie de prezentări. Salut, Viorel. Corea, te salut. La fel. Și Florin Gardoș, unul dintre cei mai mari fundași centrali din ultimii 20-30 de ani și la fel analist la Fanatic. Salut, Florine, și bine ai venit. Bună seara. Deci, trupă puternică. Când ai Gardoș, Moldovan și Stoichiță, care au luat și ei la viața lor atâtea trofee, nu chiar avem ce să discutăm. Bun, s-a terminat un meci plin de dramatism. Dinamo câștigă în minutul 94 cu Iașu, scor 1-0. Golul este înscris de Bani, da? După o partidă care a baleat de la agonie la extaz. Vorba cântecului, nu? Cum era cântecul? Banii vorbesc, banii vorbesc. Eu am un telefon, lui Big Mario. Exact, exact. Deci Banii reușește să închidă cele trei puncte atât de importante. Dinamo urcă pe primul loc pentru baraj, este pe locul 7 în acest moment, iar lupta din play-out, este, bineînțeles, dramatică. Însă, au fost foarte multe faze controversate, da? Și o să încercăm imediat să luăm legătura cu specialiștii noștri. S-a discutat chiar și la golul lui Bani, dacă e offside sau nu. A fost faza din minutul 30, când jucătorul celor de la Poliaș a ajuns la spital. Cum a fost, Viorel? Nebunia? Da, nu pot să spun că a fost un meci cu o calitate deosebită. Dramatism însă a fost. Da, de factură modestă, multe, multe fragmentări, așa cum spuneai și tu, foarte multe momente moarte, foarte multe momente controversate. Până la urmă, Dinamo reușește să tranșeze meciul în favoarea ei și să obțină trei puncte care îi propulsează pe primul loc de baraj. Fac 19 puncte și sunt acolo. Sunt acolo. Bun. Haide că l-avem pe Cristi Balaș, care în sfârșit are treabă după ce a șomat toată săptămâna, analistul Fanatic pe arbitraj. Cristi, te salutăm! Și pe cei care ne urmăresc. Salut! Din păcate avem treabă. Da, salut! Bună seara! Cristi, o să începem în felul următor. Avem trei faze și o să încercăm să dăm niște verdicte foarte clare și foarte scurte, pentru că, repet, începe și marea partidă de la Cluj dintre CFR și FCSB. În primul rând, foarte scurt, este sau nu offside la faza premergătoare golului victoriei a lui Bani? Haideți să vedem despre ce este vorba, să vedem și linia, da? Că linia e importantă, e un cadru cu linia la un moment dat. Dacă aceasta este, te rog să o analizezi. Nu este offside, golul a fost înscris regulamentar, liniile au fost trasate corect din punctul meu de vedere, jucătorul galben, apărătorul, este mai aproape de linia propriei porți și scoate din offside jucătorul care intervine, joacă mingea cu capul, golul a fost regulamentar. Deci gol perfect regulamentară. Mihai, tu ai avut dubii aici, nu? Da, în prima fază, fără să fie trasată această linie, a părut că ar putea fi și offside. Dar, normal, dacă analiza duce la această concluzie, corect, gol valabil. Deci, până la urmă, să ne păcălească? Cum? Mâna poate să ne păcălească, doar că mâna nu este luată în considerare. Exact, exact. A, deci mâna nu este luată. Deci nu este niciun dubiu aici, Cristi? Nu există niciun dubiu. Bun, mergem mai departe. Faza din minutul 30, care s-a și soldat cu accidentare gravă a lui Luca Mihai, bietul băiat a ajuns la spital, da? Homa-o îl atacă violent pe Luca Mihai, nu se acordă cartonașul roșu, bineînțeles, ieșenii au nebunit la faza aceasta. Haideți să vedem faza și să vedem despre ce este vorba, da? Am să și comentez în timp ce faza se derulează. Ovidiu Hațegan, care în general și de cele mai multe ori arbitrează excelent și nu întâmplător, a ajuns la nivelul cu care ne mândrim atunci când evoluează pe plan extern și are prestații bune și în campionat, face totul perfect încă de la început. Și anume, intervine imediat, face aceste gesturi prin care solicită echipei medicale să intervină, pentru că s-a întâmplat ceva foarte grav. Avem atacul unui jucător care vine din spate
e greu ca să joci mingea care este în fața adversarului, mai cum să-l joci mingea decât dacă intri prin el. Da? Fiind și o accidentare la nivelul capului, nu întâmplător Ovidiu, care este și medic de profesie, a simțit că este nevoie de intervenția medicală, pentru că s-a întâmplat ceva foarte grav. Așa cum te-ai și exprimat tu, Horia, ai folosit cuvântul violent și ne este greu ca să stabilim dacă este un faul grosolan, adică intervenția a fost la minge sau jucătorul a lovit adversarul dorind să aibă acea intervenție. Bun, spre ce înclin? Spre ce înclin cu experiența ta? E roșu sau nu? Nu, întrebarea este dacă este violență sau faul grosolan. La ambele este roșu. Asta tu trebuie să ne spui, Cristi. Diferența este că la comportare violentă sancțiunea, măsura de suspendare este mai mare decât în situația în care avem un faul grosolan, și anume a încercat să joci mingea ca jucător. Bun, și e de roșu sau nu? Roșu indiscutabil. Nici nu există discuții. Sunt dezamăgit și de cei din camera VAR care nu i-au atras atenția. Bun, și Hațegan, la experiența lui, cum îi dă doar galben? Că nu pricep. Nu înțeleg cum i-a dat doar galben și nu înțeleg de ce cei din camera VAR nu i-au spus că este un roșu indiscutabil. Deci roșu nici nu avem ce discut. Bănuiesc că... Nu l-ai văzut, păcat, nu era camera pe Florin Gardo și a pus mâine la ochi, Florin. Deci Gardo și-a pus mâine la ochi când a văzut. Răutate, intensitate, iar faptul că a pus în pericol integritatea adversarului, exact, lovindu-l în cap, asta nici nu mai încape în discuție. Bun, și Hațegan, de ce galben? Dar tu ai spus două vorbe, scuză-mă, Cristi. Ai spus la început, da, Mihai, n-avem timp foarte mult. Atac violent și nu avea cum să ajungă la minge. Păi atunci... Bun, dar de ce totuși la experiența asta, Cristi? Hațegan nu-i dă roșu direct. Pune integritatea jucătorului în pericol, e foarte simplu. Cristi, adică toți am văzut la televizor, toți repede am pus mâinile în cap. Cum adică nu vezi la câțiva metri de fază? Sunt convins că Ovidiu, după ce va vedea reluările și el va stabili că este roșu, repet, cei din camera VAR trebuiau să-l sprijine, mai ales că au avut timp. Bine, să-i anunțați asta pe băieții de la Iași, dacă retrogradează. O să se uite Hațegan liniștit la reloj și o să ceva scuze. Important. Mai este ceva foarte important să stabilim. Până în acest moment, Ovidiu dăduse un cartonaj roșu deja celor de la Iași. Haide să-l vedem. Hai să vedem și faza la jucătorul ieșean care a luat cartonașul roșu. Bine. Adică să dai roșu la un jucător de la Dinamo după ce a eliminat un jucător de la Iași cu câteva minute înainte era foarte facil. Bun. Hai să vedem și faza din minutul 20, pentru că Dinamo a jucat 70 și ceva de minute în superioritate. La ținere contează unde se termină ținerea. Ținerea există, evident, și l-am rugat pe colegul nostru Adi să facă un stop cadru cu locul unde se roșu termină. Roșu la Buena. Buena își lasă echipa la în inferioritate. Te rog. Da? Și l-am rugat pe colegul nostru Adi să facă un stocadru. Acesta a fost momentul în care l-a lăsat. Da? L-a lăsat, a fost ultimul moment, e stocadru imediat după ce inițial a fost ținut. Căpat singur spre poartă, se consideră situație evidentă de gol. Cartonașul roșu a fost acordat perfect regulamentar. Deci cartonaș roșu perfect regulamentar. Deci, da, practic, am făcut acest practic... ca să vedeți că scăpa singur spre poartă. Zi, Florine. Da, nu știu, cât de mult contează faptul că el mai face câțiva pași și cad după aia. Adică inițial are impresia că ajunge la minge, pe urmă se răzgândește și cad. L-a împiedicat să ajungă la minge înaintea portarului. Sau l-a împiedicat să-și continue deplasarea. Deci este roșu evident, clar, nu avem ce discuta. Da. Mi se pare că accentuează puțin căderea. Bun, deci o singură greșeală foarte mare, neeliminarea la accidentul horror. Da, deci jucătorul atacant i-a fost împiedicată deplasarea pentru a ajunge la minge, întrucât a fost ținut de apărător. Bun, Cristi, mulțumim mult de tot. Apropo de Luca Mihai, avem informații foarte grave. Da? Și foarte grave și informații în exclusivitate pe care ne le-a oferit impresarul Cătălin Sărmășan, impresarul jucătorului. Repet,
informații foarte, foarte grave despre starea jucătorului, care, apropo de asta, agresorul lui n-a primit decât galben. Domnul Hațegan, îmi pare rău, dar cred că puteți să ne lăsați până la sfârșitul campionatului. Duceți-vă și odihniți-vă. Da? E rușinos, pur și simplu rușinos. Atâta vă spun. Ce ne-a transmis impresarul Cătălin Sărmășan despre Luca Mihai. Multiple fracturi craniene de gradul 1 în zona urechii, timpan spart, stare de amnezie și somnolență profundă. Se așteaptă interpretarea celui de-al doilea CT, dar au zis că vor trebui să anunțe ei de la spital, că vor trebui să anunțe organele de anchetă ca în cazul unui eveniment cu acte de violență. Da, deci domnul Hațegan, e doar galben. Ok, e în regulă. Am înțeles asta. A, așa, eu zic că v-am zis, duceți-vă și cereți-vă scuze și mai revedeți faza. Nu se poate așa ceva. Eu nu pot să înțeleg jucătorul de la Dinamo să ducă când n-ai nicio șansă. Te duci și ataci prostește, ăsta este cuvântul. Nu, dar auziți în ce stare este Luca Mihai. Bun, mai avem 2-3 minute, haideți să spunem echipele de la CFR Cluj și FCSB, partida care începe în direct la ora 21, Emil Grădinescu și Costi Mocanu, super cuplul nostru de comentatori va comenta această partidă. CFR Cluj, Sava în poartă, Manea pe dreapta, Abeid pe stânga, Ilie Boben în centru, Muhar Keita unul la mijloc, Deac Bârlige Otel este fix aceeași echipă care a bătut cu 4-1 pe Rapid. FCSB Târnovanu în poartă, Crețu rămâne pe dreapta, Radunoviș pe stânga. Mă scuzați, Mădălin Egoiță comentează. Eram obișnuit cu băieții. Așa, deci Mădălin comentează. Bun, repet. Crețu pe dreapta, Radunoviș pe stânga, Înghezana Chiriche. Și iată că până la urmă nu s-a apelat la Înghezana Daua, apropo de faptul că atacanții CFR-ului sunt puternici, s-a mers tot pe Chiricheș. Lixandru, Șut și Olaru, da? La mijloc, linia clasică. Tavi Popescu, Miculescu și Florinel. Tavi în dreapta, Florinel în stânga. Miculescu, bineînțeles, atacant. Se anunță o partidă de zile mari. Știi cum e? Ca la radio, ca pe vremuri, știi? Tur de orizont. Da, cred că e cel mai greu meci de până acum pentru FCSB în acest play-off. CFR vine după rezultatul ăsta bun, chiar dacă a fost un meci în care Rapidului nu prea a ieșit nimic și CFR-ului a ieșit tot. Dar oricum, jucând și acasă, traversând și momentul bun, cred că le va fi greu celor de la FCSB să câștige astăzi la Cluj. Da, capitalul de încredere la CFR este refăcut după acea victorie splendidă împotriva Rapidului de săptămâna trecută. Joacă pe teren propriu, într-adevăr, caută să obțină victoria în această seară. În 9 meciuri CFR a bătut o singură dată FCSB, exact, în ultimile 9 meciuri. Asta vreau să spun. Destul de greu să câștigi împotriva FCSB-ului, chiar dacă joci pe teren propriu. FCSB are un avantaj considerabil de puncte și eu cred că asta, dacă va reuși să scoată cel puțin un rezultat de egalitate, s-a terminat. Este campioană. Da, apropo, atenție arbitrilor, da, că azi a fost în play-out o zi nenorocită, că nici nu pot să-i spun altfel din punct de vedere al arbitrajului, numai greșeli pe bandă rulantă. Ce s-a întâmplat, au fost probleme și la Botoșan cu FCU, FCU-ul lui Mititeulu pe ultimul loc. Incredibil, absolut incredibil. Te rog, Mihai. De moment în care CFR-ul are o singură șansă, dintr-o dată, din punct de vedere tactic, spune foarte multe lucruri acest lucru, această poziție în care sunt ei acum. Ei profită de faptul, FCSB poate să profită de faptul ăsta, că vor trebui să atace, să marcheze, că altfel degeaba joacă. Vor avea spații, ceea ce le convine foarte mult. Eu cred că va fi un meci în care greșeala individuală va fi foarte important. Bun, oameni buni, haideți să urmărim partida, o comentează Mădălin Negoiță, vom afla în seara asta dacă campionatul, să zicem că s-a relansat sau pur și simplu s-a terminat. Urmează un meci mare la Cluj, CFR cu FCSB, după partidă revenim cu o mare emisiune, analiză, reacție, exclusivități, cum v-am obișnuit la Fanatic Superliga.